Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de astăzi vom despacheta câteva colete cu electronice achiziționate de pe AliExpress, fiind al 10-lea episod al seriei Mailbox. Să începem cu pachetul de față, tăiem cu foarfeca într-o parte. Se pare că aici avem mai multe colete într-unul singur, exact cum fac uneori cei de pe AliExpress. După cum se vede, deja se și cunoaște ce avem în unele pungi. Hai să le luăm pe rând. Să începem cu acești conectori de panou de 4 mm. În total sunt 5 bucăți. Să îi scoatem de aici. Se vede că avem pe albastru, roșu, galben, verde și negru. Piulița e din metal. Inițial credeam că ar fi din plastic. Grosimea unuia e de 11,8 mm, iar adâncimea de 30,2 mm. În punguța următoare avem conector de 4 mm, 5 bucăți negre și 5 bucăți roșii, în total fiind 10 bucăți. Să măsurăm unul, dacă ajută cu ceva. Grosimea este de 3,4 mm, iar în zona acelui arc este de 3,9 mm. Lungimea unui conector, cu tot cu acea izolație, este de aproximativ 55 mm. Avem o altă pungă, tot cu aceleași tipuri de conectori. Să îi vedem. În total 5 bucăți. Pe negru, verde, roșu, albastru și galben. Următorul pachetel. Ia să vedem ce avem aici. Tăiem cu foarfeca. Avem doi conectori jack tată de 3,5 mm pentru cablu. Cumpărasem anterior un alt set, dar de buget. La prima vedere, aceștia sunt de o calitate mult mai bună. Să-i scoatem din această punguță. Să desfac unul pentru a vedea interiorul și nu arată rău deloc, iar prinderea cablului audio se face exact cum îmi place. Să măsurăm unul. Grosimea în partea de jos e de 3,5 mm, de fapt de aici vine standardul de 3,5 mm. Lungimea conectorului cu tot cu acel arc e de aproximativ 58 mm. Grosimea acelui corp metalic e de 10 mm. Iar de acest jack se poate lipi cablul cu grosime de până în 4,8 mm. Să fac o comparație cu un alt jack și după cum se vede, partea din față e așa cum trebuie, adică aceeași dimensiune a jack-ului. Dacă mai țineți minte, într-un episod anterior, spusesem că nu-mi place cum se introduce acel jack de buget, cumpărat anterior tot de pe AliExpress. După cum se vede, nu se duce până la capăt. Așa că le voi înlocui cu acestea. Clar, acesta se introduce așa cum trebuie. Să introducem partea metalică și acel arc al jack-ului nou. Cositorim zonele respective. Și vom lipi acele conductoare. Zona de lipire mi se pare mult mai calitativă, rezistentă la acești conectori. Să aruncăm o privire la lipituri și pare să arate foarte bine. Introducem partea metalică din spate. Și în sfârșit am atașat conectorii de bună calitate acestui cablu audio. Sunt convins că va ține mult timp de acum încolo. Următorul pachet. Să vedem ce avem aici. Să tăiem cu foarfeca. Și pare să fie un aparat de măsură pe care mi-l doream de câteva luni. Acesta este un LCR tester sub formă de pensetă. La prima vedere, ambalajul este destul de impunător. Să desfacem cutia.
Se pare că a venit într-o borsetă, aceasta arătând destul de calitativ. Chiar nu e rău, îmi place. Două impresii bune. Să deschidem fermoarul. O foaie, probabil cu instrucțiuni. Văd că a venit și cu un set de capete de rezervă. Manualul nu mă interesează deocamdată. Avem un cablu pentru încărcare de la USB-A la USB-C și vedeta principală, LCR testerul. Să vi-l arăt mai aproape. Se aprinde apăsând ultimul buton din dreapta. Hai să facem un scurt între capete. Ne afișează pe ecran aproximativ 1,8 milioane. Să dezlipim foaia de pe display pentru a se vedea mai bine. Să efectuăm rapid câteva teste cu 3 componente, un rezistor, inductor și un condensator electrolitic. Începem cu acest rezistor de 1 kΩ. Ne afișează o valoare de 991,7 ohm. Să vedem și condensatorul electrolitic, acesta este de 1000 de microfarazi. Pe ecranul testerului ne indică o valoare de 893 microfarazi și un SR de aproximativ 73 de miliohmi. Și ultima componentă, acest inductor, ne indică o valoare a inductanței de aproximativ 68 microhenry. O prezentare în amănunt al acestui LCR tester va fi într-un video viitor. Asta pentru că trebuie să mă acomodez cu el. Iar acum ultimul pachet. Acesta este unul mai măricel. Să vedem ce avem aici. Se pare că e o cutie. Să o deschidem. O chestie din plastic. Mai departe, în această pungă antistatică avem un kit, un modul electronic. Acesta este un tester pentru acumulator litiu-ion, un 8650. Ca o primă impresie, arată destul de bine. Să vedem și spatele. Pe această hârtie ne indică faptul că cele patru canale sunt grupate câte două, când vine vorba de alimentarea lor. Să facem un test rapid. Alimentăm modulul prin portul USB-C din stânga. Să introducem câte un acumulator pe fiecare canal, având grijă la plus și la minus. Apăsând pe al patrulea buton, cel din dreapta de tot, selectăm canalul. Al doilea buton văd că schimbă modul, încărcare, descărcare sau auto. Al treilea buton reprezintă start sau stop. Aici am pornit încărcarea acumulatorului de pe canalul 1, să schimbăm canalul. Pe canalul 2 selectăm și pornim pe descărcare. Schimbăm pe canalul următor, numărul 3. Aici o să setez pe încărcare. Și după cum se vede, nu încarcă, curentul este 0. Aici demonstrându-ne că e nevoie să introducem un alimentator și în portul USB-C din dreapta, pentru a putea încărca pe toate cele 4 canale. Acesta a fost un foarte scurt test. O prezentare în amănunt al acestui tester va fi făcută într-un video viitor. Cam aici se termină acest episod 10 al seriei Mailbox. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!